comunismului, care spunea așa, că se lăudau un american, un neamț și un rus cu mașinile. Fiecare se lăuda americanul. Ziceam, am 4-5 mașini, fiecare membru al familiei are mașină, când am nevoie o folosim, fiecare pe domeniul lui, fiecare pe nevoile lui. Neamțul zice, eu sunt mai pragmatic, eu am una de cursă lungă, un Mercedes și una de oraș. Economisim carburant și ne simțim bine. Rusul nu spunea nimic și întreba de ce le văd, dar voi ce faceți? Voi nu aveți mașină? Bine, uităm în paranteză de Lada. Zice, păi nu, eu n-am nevoie, că la mine totul este guvernat de stat. Dacă mă îmbolnăvesc, mă ia salvarea. Dacă mă îmbăt, mă ia poliția. Nu mai știu, dacă mi-a casa foc, vin pompieri. Rămân ăștia blocați și zic, bine, bine, dar dacă vreți și voi să vă duceți în excursie peste hotare. Și rusul zice, păi în excursie peste hotare ne ducem doar cu tancurile. Așa că